Bine ne-am întâlnit, sunt Cătălin Simeniuc și, așa cum v-am obișnuit, ne întâlnim la Stoc Cadru, emisiunea care încearcă să dea răspunsuri atât nouă, cât și dumneavoastră, cei care ne adresați tot felul de întrebări pe pagina de socializare sau pe număr de telefon al televiziunii. Astăzi avem alături de noi un personaj mult așteptat, foarte așteptat în platoul nostru. Am să spun bună seara! Bună seara. Domnului manager Dorin Robu, managerul spitalului Rădăuțean, cel mai ocupat manager din câți am întâlnit până acum. Bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Vă mulțumim că ați acceptat invitația. Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Să luăm așa, ușurel, cu începutul. Cum stăm cu spitalul Rădăuț? Eu zic că stăm bine. Stăm bine? Așa zic eu. Am văzut acum, am zis că începem cu Spitalul Rădăuț, dar foarte mulți dintre telespectatorii noștri au ridicat tot felul de probleme legate de cardurile de sănătate. Am văzut că și dumneavoastră ați insistat în ultima vreme cu tot felul de subiecte pe tema asta, din ceea ce ne-ați trimis nouă și din ceea ce ne transmiteați prin reporterii noștri, de pentru care o să vă întreb cum e procedura, ce se întâmplă cu cardurile de sănătate la acest moment, după care să știți că o să vreau să vorbim mai în amănunt despre Spitalul Rădăuț. Mă interesează foarte mult despre personalul, ceea ce asigură Spitalul Rădăuț, cum stăm pe secții, dar pentru început, spuneam, vorbim despre carduri. Să înțeleagă toată lumea cum e și de ce e obligatoriu și cum se procedează. Deci, așa cum am mai spus și în alte ocazii, începând cu data de 1 mai, pentru dovedirea calității de asigurat, se utilizează cardul național sau adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către Casa de Asigurări de Sănătate, la care este luată în evidență, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național. Sau o adeverință de înlocuire a cardului național pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat. La ce folosește acest card? În primul rând, dovedește calitatea de asigurat, cum am mai spus, și în al doilea rând, validează serviciile medicale. Deci este un control, cumva să spun, în momentul când cineva se prezintă, prezintă cardul, se tastează acolo că a beneficiat de un serviciu care este validat. Pe baza acestor validări, spitalul este finanțat. Deci fără această validare, s-ar putea spitalul să nu primească banii. Nu e nicio problemă, la ora actuală, este la început. Cardul este obligatoriu, dar în prima fază este și sistemul informatic, poate ați văzut și în media națională. Deja s-a blocat. Deci nu e nicio problemă. Deci nu se refuză serviciile celor care se adresează nouă. Chiar dacă acest sistem este blocat, se deblochează, nu e nicio problemă. Deci, fără grijă, lumea poate să vină cu cardul, cu adeverință și serviciile sunt... Deci nu vor duce lipsă de aceste servicii. Acum, la modul sincer, nu prea înțeleg cum Dumnezeu... Bine, nu sunteți dumneavoastră răspunzător, dar întreb cum s-a reușit o investiție din nou într-un sistem de asta, într-un program. Pentru că e un program care operează aceste carduri. O investiție nu... deloc neglijabilă, am văzusem undeva în presă, undeva la 103 milioane de euro și programul ăsta deja a dat rateuri, deja se blochează, cu toate că s-a vorbit, s-a verificat, s-a aprobat, în fine, nu sunteți dumneavoastră răspunzători. Nici nu sunt în domeniu. Ăsta. Da. Ce se întâmplă, care este beneficiul cetățeanului? Posesorului de card.
Cu ce îl ajută pe el? Pentru că omul va spune, păi bine, îl port după mine că îi trebuie spitalul să decontează sau își... Bun, da, care e interesul meu? Se va face un dosar medical. Deci în programul ăsta informatic, orice serviciu furnizat asiguratului se înregistrează într-un dosar medical la care asiguratul are acces la acest dosar medical. Solicitând acest dosar medical, își poate vedea exact unde a fost, ce servicii a beneficiat, nu astăzi, de-a lungul timpului, care ajută, de exemplu, pe un alt furnizor, care întreabă, bă, dar ce boli ai mai avut, ce ai mai făcut? Se utilizează acest dosar medical. Se creează medical, o bază de date, la nivel național? Adică, e o bună întrebare, mă duc astăzi cu cardul la Rădăuț, îmi fac ce investigații avem nevoie, nu, sau ce îmi trebuie mie, după care se întâmplă și sunt la, nu știu unde, hai să zicem, total în alt județ, în alt capăt de țară, cu același card de sănătate, se registrează în același... Sigur, deci programul este național. Asta întreb. Programul este național. Asta ca să lămurim pe cei de acasă. Bun, să țină evidență foarte clară, să vede foarte bine un istoric a fiecăruia din punct de vedere a sănătății. E un lucru important. E foarte posibil să ajungi undeva, alergic fiind la cine știe ce, îți dă un alt tratament și te-a... Da, e un lucru bun. Trebuie să prezentăm cardul atunci când mergem. Card care... Citeam astăzi dimineață un articol, pacienți din Suceava s-au prezentat, nu știu cum trebuie folosit exact cardul respectiv, li se cerea un cod PIN și toată lumea a rămas, ce cod PIN? Situație în care cardul nu mai este valabil. Nu. Nu cardurile, se poate folosi. Cardurile primite acasă sunt inactive. Așa. Ca să fie activat, se merge ori la medicul de familie, ori la orice furnizor de servicii medicale. Chiar dacă acel card nu este activat, în momentul prezentării se activează atunci. Se cere un cod PIN, care este din 4 cifre, care îl alege asiguratul. Se tastează și are codul PIN în momentul la cardul este activat. Sunt celelalte informații care trebuie inscripționate pe card, de tipul boli cronice, grupă sanguină. Aia se bifează dacă ești de acord cu inscripționarea sau nu. Eu, din punctul meu de vedere, eu am fost de acord să inscripționez. Bolile cronice, grupa sanguină, asta numai medicul de familie o poate face. Și în momentul în care eu mă prezint undeva cu cardul meu de sănătate, automat se vede ce e inscripționat pe cardul ăla, de ce bol sufăr eu, bol cronice, grupă sanguină, se vede acolo. Deci, atenție, inscripționarea numai medicul de familie. Activarea la orice furnizor. Am înțeles. Bun, acum, dacă e să ne gândim, inscripționarea bolilor cronice și a grupei sanguine ar fi benefică, spun eu. Sigur, Doamne ferește, Doamne ferește, un accident. Nu te poate, nu ești în stare să dai relații, îți găsește cardul, îl introduce acolo, mă, uite ăsta, ce grupă îi trebuie, ce probleme are. Asta până o să învețe lumea, deci nu este un card bancar. Am auzit situații în care au introdus cardul de asigurat într-un bancomat. Vedeam astăzi dimineață și pe rețelele de socializare circulă tot felul de zvonuri tâmpite de-a dreptul, le-aș putea cataloga, chiar așa le-aș putea cataloga, cum că introduc cardul în nu știu ce bancomat, că pe ele vin... Nu. E o sumă de bani, susținere din partea Uniunii Europene și îl pot sustrage, o mare porcărie, aș putea spune, pentru că ăla e un card de sănătate, nu nici de cum un card bancar. Probabil că, făcând treaba asta, îl mai poți și bloca. Da, deci la 5 tastări de copii greșite se blochează. Dar nu e nicio problemă, deci cardul, aici ar fi un inconvenient, aș spune eu. Cardul trebuie tot timpul asupra persoanei, ca și buletinul. Multe persoane și mai, în general, persoanele în vârstă, care sunt cele care apelează cel mai mult la serviciile medicale, nu sunt obișnuite să poarte un buletin la ei sau card, mai ales cardul bancar, aia știu sigur, le ia de acasă numai când se duce la bancă să scoată pensia. Acest card de sănătate ar trebui tot timpul asupra persoanei.
E mai greu până se învață lumea. Da, e adevărat. Poate era mult mai simplu de introdus chiar pe buletin, de făcut o formă de buletin de ăsta mega inteligent. Nu știu. Dar, ce spuneam că de purtat asupra persoanei, în caz de o urgență, dar pentru urgențe medico-chirurgicale nu este necesar prezentarea cardului. Sunt situații în care nu este obligatoriu. Urgența medico-chirurgicală, boli cu caracter endemo-biase de infecțioase și naștere, care nu este necesar prezentarea cardului. Intră în pachetul minimal de servicii care sunt pentru asigurați, pentru neasigurați. Deci, cum am mai spus, cardul de sănătate dovedește calitatea de asigurat. Asta înseamnă că o persoană neasigurată nu are acces la servicii medicale. Are, cum să... Are acces la pachetul minimal de servicii pachetul medicale. Pachetul minimal care conține... V-am mai spus, sunt urgențele medico-chirurgicale, boli cu potențial endemă epidemic până la rezolvarea completă a cazului și naștere. Astea sunt criteriile pachet minimal în asistența medical spitalicească, adică pentru internare de zi sau internare continuă. Dar aceste consultații se pot face și în ambulator de urgență. Deci cele care sunt urgențe medico-chirurgicale sunt incluse în pachetul minimal, sunt asigurate la toți cetățenii, indiferent dacă au calitate sau nu de asigurat. Am înțeles. La fel spuneați, intră nașterea, da? Da, cine, da, da. Femeile care trebuie să nască, da, se prezintă la spital, da, nu e necesar numai decât prezentarea cardului. Nu, dar de obicei persoanele care nasc sunt asigurate, în general, fiindcă sunt urmărite la medicul de familie. În general. În general. În general. Am spus, sunt urmărit la medicul de familie. Odată ce ești la medicul de familie, ai o calitate de asigurat. Da, dar la fel de bine știm foarte multe cazuri, persoane de obicei venite din mediul rural, nu mai spunem că cele venite din mediul rural sunt persoane neasigurate, dar care merg la o clinică particulară, își plătesc consultațiile prenatale, ce își fac ele acolo, după care se duc la spital să nască. Și respectivele doamne, posibil să nu fie registrate într-un sistem de asigurare medicală, doar că, v-am spus, își făceau consultațiile la un cabinet particular. Asta în cazul fericit în care își făceau consultațiile respective. Că mai avem o serie de care nu au nici acele consultații, nu sunt înscrise nicăieri, doar se prezintă la spital. Acolo e o altă problemă. Cum facem cu persoanele respective? Deci se asigură. Orice se asigură, medical, dar se asigură. După? Se asigură. După aia, ei trebuie să dovedească calitatea de asigurat. Altfel? Nu, dar nașterea este interpret gratuitate. După? Dacă mai are nevoie de... Sau... Oricum, ea are perioada asta de internare, cât stă cu copilul, de la naștere, de la uzie. Apoi merge normal ca orice asigurat, îi trebuie asigurare, orice altă afecțiune. Deci o persoană neasigurată are gratuitate numai aici, vorbesc la naștere, dar dacă vine, de exemplu, cu o răceală sau la un medic de familie, deja nu mai e asigurată. Eu spun în cazul în care a născut, e vorba de un copil mic, da, și are o afecțiune, nu știu. Hai să nu complicăm, să nu spunem ceva foarte grav, dar are o afecțiune care necesită internarea. În continuare, ce deci, se întâmplă? Cum am spus, pachetul minimal se referă la naștere. Nu are asigurare? Atât. Dacă este urgență medico-chirurgicală, deci indiferent de afecțiune, dacă este urgență, tot are gratuitate, dar în momentul în care nu poate face dovada calității de asigurat, la terminarea perioadei de urgență, se pune în vedere să prezinte documente care atestă calitatea sau să suporte în continuare spitalizare. Cheltuiala. Cheltuiala de spitalizare. Da, e o problemă care ține și de educația cetățeanului de rând. Trebuie să recunoaștem aspectul ăsta. Trecem mai departe. Avem carduri de sănătate, ne prezentăm cu ele la spital și acolo ce găsim? Secțiile, ce avem la momentul actual funcțional, mă refer, prin spitalul Rădăuță. Deci toate secțiile sunt funcționale la spital. Avem. Și... suntem al doilea spital ca mărime din județ. Avem cam toate specialitățile.
aparatură. Haideți să vedem secțiile, domeniile pe care le... Deci, pediatrie, neonatologie, obstetrică, ginecologie, interne, cardiologie, diabet, chirurgie, neurologie, ATI, boli infecțioase, psihiatrie, dermatologie, pneumologie. Astea sunt secțiile care au și cabinete în ambulatorul. Ambulatorul fiind integrat în activitatea spitalului. Deci avem cam toată paleta de servicii. Avem medici pentru toate secțiile astea? Pentru toate secțiile avem, că dacă nu avem medici nu pot funcționa. Dar... Deci avem cel puțin unul. Aici vreau să ajung. Da. Dar câți medici avem pe fiecare secție? Depinde. Pe anumite secții sunt medici, pe anumite secții nu. Dar am mai scos acum la concurs, așteptăm, am trimis pe publicare două posturi de medici urgentiști, un post de medic de medicină internă, așteptăm publicarea pentru organizarea concursului. Din sursele mele, din informațiile care am, ar fi doctori care se prezinte la acest concurs. Dumneavoastră spuneți că au fost date spre concurs două posturi, unul pentru interne, două posturi de medici urgentiști pentru urgență pentru și un post de medic pentru specialitatea medicină internă. Păi și sunt singurele domenii unde avem deficit? Nu, nu. Sunt mai multe, dar problema este că este o normare care eu trebuie să respect acea normare. În momentul când se vacantează un post, automat eu trebuie să-l scot la concurs. Adică pot să-l scot la concurs. Bine, dar... Spuneți că nu sunt singurele domenii unde avem deficit de personal. Nu. Astea sunt care ard acum, care ne trebuie urgent. Deci pe interne și pe urgență. În general, noi mai avem, acum avem deficit la ora actuală ca persoane fizice, care lucrează efectiv. Dar sunt posturile ocupate de medici rezidenți, care începând din ianuarie vin la servicii. Exact. Din care ianuarie? La 1 ianuarie. Din 2016, 16. Da. Deja anul ăsta au venit trei medici. S-au prezentat la servici. Pe neurologie, pe ATI, pe neonatologie. Păi, și aceste mai sunt posturi care termină pregătirea prin rezidențiat. Păi bun, și până atunci noi ținem spitalul fără... Nu, păi ce am spus? În momentul când s-au scos aceste posturi, erau vacante. În momentul dacă s-a mai vacantat ceva între timp, adică a ieșit o persoană la pensie sau și-a dat demisia, automat îl scoatem la concurs. Posturile respective. La interne. Așa. E un subiect care, vă spun drept, multă lume ne-a trimis efectiv să analizăm situația secției de interne. Câți medici avem acum pe interne? Efectiv? Efectiv. Efectiv sunt ca medici de medicină internă, cred că vă referiți la gărzile la secția de interne. Fiindcă pe dacă socotim exact, avem pe compartimentul de diabet un medic, pe secția de interne un medic, pe secția cardiologie un medic. Și gărzile sunt asigurate? Se asigură împreună și cu medicii de la Spitalul Vechi pe specialitățile înrudite, care conform lege au competență în... Problema este că au un medic... dar nu au suficientă pregătire în domeniu. Nu pot să spun așa ceva, că nu au suficientă pregătire. Nu. Da, doar... Păi, avem medici care au venit de la secțiile din Spitalul Vechi, da, care la momentul actual asigură gărzile. Sunt medici veniți de la... Nu, parte, nu toate gărzile. De, nu toate, dar așa. Sunt medici veniți de la ce secții? Infecțioase? Ce de la infecțioase, da. Și pneumologie, da. Sunt specialitățile care au competență în așa ceva. Sunt pregătiți să asigure acele gărzi de... Pentru UPU. Pentru UPU e unitatea primirii urgențe. Urgență, da. Pentru UPU, pentru, știu eu, interne? Eu spun că da. O problemă cardiacă o poate rezolva cel de la pneumologie? În primul rând, nu vorbim de competența medicilor. Eu zic, toți medicii sunt competenți. Sunt competenți, sunt foarte competenți, eu nu contest lucrul ăsta. Sunt foarte competenți pe domeniile lor, pe alt domeniu. Eu zic că se descurcă. Eu zic că am auzit tot felul de cazuri care pe noi, oamenii muritorii de rând, așa, ne înspăimântă. Nu, aveți ce să aminte. Mai ales că la spitalul nou sunt 5 linii de gardă. Dacă este ceva, colegii se ajută între ei, nicio problemă. Solicită părerea altui medic, dacă cumva, dar nu se pune problema.
și tot timpul au fost ajutor și, de exemplu, când erau, garda este comună, dacă era un medic internist de gardă și venea un caz de cardiologie, s-a apelat la medicul cardiolog care răspundea. Nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Da, vă spun, toate întrebările astea ne vin de la telespectatorii noștri. Sunt întrebări care vin de ceva vreme, știți bine că noi tot am insistat să ne putem să, și am făcut demersuri lungi pentru a reuși să ne vedem în platoul nostru. Oameni care au avut contact cu aceste situații probabil sau cu, știu eu, domeniile astea și ajungând acolo, ei ne transmit nouă, măi, dar voi știți, hai să vedem cum stă treaba. Lumea întreabă. Noi inevitabil trebuie să răspundem întrebărilor telespectatorilor noștri, pentru că altfel nu am avea noi nicio credibilitate în fața lor, e ca și cum nu am existat. Și trebuie să ne facem treaba, așa cum și dumneavoastră încercați să vă faceți treaba cât mai bine. Pentru că prima parte a emisiunii noastre, să știți că deja s-a scurs și mai avem foarte puțin, cred că mai avem doar 2 minute la dispoziție, timp în care nu vom reuși să dezvoltăm un alt subiect. Vom lua o scurtă pauză, după care revenim și vorbim mai multe și despre personalul din Spitalul Rădăuț, vom vorbi și despre personalul auxiliar, vorbim despre proiecte, vedem ce se mai întâmplă, cum ne dezvoltăm proiectele care au fost implementate sau încă sunt în curs de implementare. Discutăm despre toate astea în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Până atunci, rămâneți alături de noi, luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Mulțumim! Am revenit, suntem în aceeași emisiune, în aceeași formulă, același invitat. Nou, domnul manager Robu Dorin. Continuăm discuția și vorbeam noi despre personalul medicilor din Spitalul Rădăuț. Vorbeam despre deficitul de cadre medicale și vorbeam despre medicii de pe secții. Spuneați dumneavoastră că în momentul ăsta sunt scoase la concurs 3 posturi de medici. Ați spus 2 medici urgentiști, dacă am reținut eu bine, și un medic internist. Da. Da. Aici, să spunem că se va rezolva. E suficient un singur medic internist dacă se face o angajare? Un nou medic ar fi de ajuns, ar asigura? Deci, un medic este că a fost un post vacant și s-a scos la concurs acel post vacant. Lipsa medicilor de pe secția interne este o lipsă temporară. Fiindcă un medic este în concediu pe răplată și un medic este în concediu creșterii copilului. Bine, cea din creșterea copilului e absolut normal. Da, cât mai are din creșterea copilului? Cât mai așteptăm asta? Până la 1 ianuarie. Până la 1 ianuarie. Încă un an de zile aproape. Jumătate de an. Încă un an de zile aproape. Și mai avem, ați spus noastră, un medic în concediu fără plată. Da, care expiră acel concediu fără plată la jumătatea lunii mai. Adică, da. Cumva se sigur. Mai drege, se mai rezolvă. Și dacă acest post se va publica din medicină internă în cursul lunii și din informațiile mele sunt doritori pentru persoane care se înscrie la acest concurs, presupun că în luna iunie vom avea medicii necesar. Problema se face altfel. Noi putem angaja și medici cu contract prestări servicii. Nicio problemă. Deci, contract prestări servicii... Chiar dacă sunt angajați în altă parte sunt angajați sau în altă chiar parte. Dacă nu sunt angajați deloc chiar și dacă nu sunt, vor să sigur, se angajeze, sigur că vor da. Doar să contract de prestări servicii. Un serviciu sigur. În interesul Spitalului Rădăuț, se poate face lucrul. Sigur, sigur că da. Vine lumea? Prea de obicei, medicii specialiști sunt foarte căutați. Toți au un job.
poate mai mult și în domeniul privat. Ați lansat, ați făcut o promovare în sensul ăsta? Adică, întreb asta pentru că știm bine, sunt foarte mulți studenți care termină aceste facultăți și se plâng că nu-și găsesc de lucru, avem foarte mulți șomeri și din rândul șomerilor avem tineri cu pregătire în domeniul medical. Da. Care nu au de lucru. Pe de altă parte, bine, nu e un fenomen întâlnit doar în Spitalul Rădăuț, ca să înțelegeți. Am avut zilele trecute invitat în platoul nostru pe doamna a domnicăi de la directoarea de la Agenția de Plasare a Forței de Muncă. Ne povestea exact același lucru. Avem foarte mulți șomeri din toate domeniile, dar avem locuri de muncă disponibile în toate domeniile, dar nu avem, nu se angajează. Nu știu, e un fenomen, un paradox total. În aceeași măsură sunt și domenii în care, hai să spunem, cei fără loc de muncă, șomeri, nu sunt pregătiți, nu au pregătirea necesară pentru a le ocupa acele locuri de muncă. Dar în cazul strict al, în cadrul sistemului sanitar, avem studenți care au terminat facultăți de medicină, șomeri, sau cei mai mulți încearcă magia externului, pentru că acolo vorbim de alte salarii, vorbim de alte... Și nu numai externului, sunt și clinici și unități sanitare private, domeniul și în România, privat. În domeniul privat, nu trebuie neapărat să fie. Bine, eu, foarte clar, diferența va fi întotdeauna foarte mare între veniturile pe care le poate obține un angajat la stat și un angajat la, în domeniul privat. Mă dați-mi voie să vă contrazic puțin. Eu n-am auzit să fie șomeri cu studii superioare medicale. Poate n-am eu cunoștințe, dar n-am auzit ca șomeri. Deci, dacă este un medic specialist, imposibil să nu-și găsească un loc de muncă. Imposibil. Numai dacă nu vrea. E o cerere atât de mare. Sigur. Numai dacă nu vrea. Nu știu numai dacă nu vrea. Știți? Acum, gurile rele. Nu spunem noi. Nu spunem noi. Gurile rele spun că au fost tot felul de principii după care se făceau angajările într-o altă perioadă. Nu mă refer la perioada de când ați preluat dumneavoastră conducerea spitalului. Într-o altă perioadă, gurile rele spun că se făceau angajări pe tot felul de criterii, mai mult sau mai puțin ortodoxe sau legale, și ăla ar fi fost un motiv pentru care nu se găseau persoane care să se angajeze la Spitalul Rădăuț. Aveți cunoștință în domeniul ăsta? Nu. Sau așa, ați auzit de... De auzit sau multe, dar de la auzit până la confirmare. Și spuneți că sunt 100% irelevante, ireale, sau e posibil să fie undeva? E posibil. Totul e posibil. Totul e posibil. Dar la comisiile pentru medici sunt, comisia este formată din membri externi, nu din cadrul spitalului. Sunt membri externi. Hai să nu... Important este să se prezinte lumea. Până acum am vorbit de domeniul intern, unde spuneți noastră, la mijlocul lunii mai va veni un medic din fără plată, din ianuarie mai vine un medic din creșterea copilului, se mai face o angajare acum în concurs și știm că mai e un post devenit vacant în urma unei demisii, da. care probabil se va scoate la concurs. Sigur. Să spunem că la capitolul secției interne, problema e oarecum rezolvată. Și într-un mediu relativ mediu, scurt spre mediu, da, ieșim din impasul ăsta. Pe celelalte secții cum stăm? Stăm bine. Deci nu, tot timpul ar fi loc și de alți mai mulți medici. Dar se face treaba bine. Pe... Poate că ar trebui mai mulți, dar este o normare și ce este nevoie. Plus că trebuie să vină rezidenția, asta am vrut să spun. Ce vreau să spun cu studiile superioare, cu șomeri. A fost rezidențiatul ăsta pe post și pe loc. Deci în momentul în care un spital scotea un post la concurs, îl ocupa un medic rezident pe postul respectiv. Dar el în perioada pregătirii de rezidențiat își desfășura activitatea într-o clinică universitară.
El venea la servici, avea contract de muncă pe durată nedeterminată. În momentul terminării perioadei de pregătire prin rezidențiat se prezenta la servici. Și mai este rezidențiatul care nu are post, este pe loc. În momentul, el este plătit de clinica unde își desfășoară rezidențiatul, dar atât. În momentul când a terminat rezidențiatul, nu are loc de muncă și atunci își caută. De ce spun că numai dacă nu se vrea? Posturi sunt. Și ce spuneați de lobby? Am făcut lobby. Poate e mai neortodox, dar s-a făcut. Cum ați spus? Prin pagini de socializare. Prin colegii medici ăștia tineri care sunt, care v-am spus că au venit de la începutul anului la spital. Personal, nu am văzut o campanie foarte... Nu, campanii nu, au făcut medicii, cei care sunt acum aici, tineri. Au colegi. Ei se cunosc între ei care vin la Rădăuț. Un medic anestezist, care trebuie să vină la anul sau peste 2 ani, dar anestezist, care l-avem ca pregătire, anestezia durează 5 ani, ce să faci? La momentul actual, câți anesteziști avem? 2. 2. Sunt suficienți? Nu, sigur că nu. Pentru că... Sigur că nu. Vorbim de 3 schimburi, nu? Se trebuie da, să da, se da, nu. Lucrează la foc continuu, totuși. Sigur că da. Deci, e nevoie ca un anestezist este cu garde de la domiciliu. Este cu garde de la domiciliu. Dar ce vreau să spun? Ei prin cunoștințe. Măi, uite, vezi spitalul, eu acolo am să merg să lucrez. Hai și tu, uite, că s-a scos postul de ecutare. Ne cunoaștem, să fim toți la un loc, spitalul arată bine. Spune, băi, știți? Știi, eu lucrez la Rădăuț, dar să știi că aici... Nu o să pune problemă. Hai să nu o luăm așa. Deci asta se face, din om în om. Din om în om se face. Dacă omul e mulțumit, dacă omul nu e mulțumit, nu se mai face. Eu da, spun, că eu sper că condițiile la Rădăuț sunt bune. Și așteptăm pe toți care doresc să vină, să viziteze spitalul, să vadă. Fiindcă au ce vedea. Au fost, fiindcă spuneați că atingem și problema dotări și proiecte. Da, o să ajungem și acolo. Am făcut puțin legătura, fiindcă au ce vedea. Secția obstetrică și neonatologie a fost reabilitată prin program, prin Banca Mondială. Deci bun, sunt în cele 20. Ajungem imediat și la proiecte, să nu sărim de la personalul medical, da. Pentru că e o problemă pe care trebuie să o discutăm. Spuneți că, în general, avem medici. Lucru care, sincer, eu vă dau dreptate în măsura răspunsului pe care mi-l dați. În perspectiva în care vom avea alte semnale de la telespectatorii noștri, să știți că nu am să mă abțin, va trebui să vă contrazic. Noi sperăm ca numărul de medici din Spitalul Rădăuț să poată asigura permanența pe toate secțiile unde se cere lucrul ăsta. Medici, mai mult sau mai puțin, avem. Asta este la nivel național, nu numai la Rădăuț. Toate spitalele cred că se confruntă cu lipsa de medici. Da, dar avem facultăți, studenți, sunt mult mai mulți decât acei medici care trebuia să iasă în pensie. Deci mult mai mulți studenți avem decât locurile care urmează să se elibereze. Sunt suficienți pentru a ocupa și domeniul privat și domeniul de stat. Și totuși rămânem cu un deficit de medici. Nu știu ce să vă răspund la... Dacă dumneavoastră nu știți să răspundeți, eu mai puțin de atât. Bun, avem restul personalului medical. Vorbim acum de asistenți, de infirmieri, de ce mai avem nevoie. Aici stăm bine, spun eu. Mai ales că acum s-au deblocat niște posturi și în perioada 19-20 mai deja sunt scoase la concurs. Sunt un număr de 20-30 de posturi de asistenți. 20-30 de posturi. Sunt multe posturi scoase la concurs. Da. De asistenți, personal de îngrijire, personal de întreținere, statisticieni, în total sunt în jur de pe 30 de posturi. Care anunțul este așat, este publicat și în Monitor Oficial. Sunt condiții speciale, diferite față de alte spitale, de alte instituții de genul ăsta, pentru că alte condiții de concurs? Nu, nu. Sunt cele conform legii, bibliografia și totul este afișat la sediul unității. În regulă. Și semnale sunt înscriși? Acum este perioada de înscriere. De câte zile a fost scos? A început ieri.
De ieri. Ah, atunci nu pot întreba no, când no, să no, și avem până no, acum. No, eram no, curios dacă e de... Da, vă spun eu, până acum am semnat în jur la, să nu greșesc, am vreo 15-20 de cereri. Până acum. Până acum, da. La o zi de la da, da, anunțul da, 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 concursului. E un lucru bun. Da. E un lucru bun. Acum, vedem câți vor trece, da? De obicei, cine se înscrie în astfel de concursuri, obține notele de trecere. Contează... Da, mult succes vă urez în punctul ăsta de vedere, pentru că vrem să vedem în sfârșit spitalul de la Rădăuț așa cum trebuie, să poată merge lumea cu încredere la spital. Știm bine că foarte multă lume, eu vă spun dumneavoastră, vă spun direct, chiar dacă o spun în fața telespectatorilor, nu e un lucru nou, nici pentru ei, nici pentru noi. Și dumneavoastră, ca manager, cred că puteți recunoaște lucrul ăsta. Foarte mulți rădăuțeni preferă să meargă la Suceava. Nu e un lucru pe care să-l ascundem, foarte mulți preferă la Suceava și astea au fost motivele pentru care s-au plâns. În primul rând, număr personalului medical care asigură. Al doilea, nu mai vorbim și o să ajungem la codul de etică. Spuneați dumneavoastră că vreau să-l dezvoltăm. Fiind și puțin medici, sunt convins că le e foarte greu să facă față situațiilor. Ei au consultările pe care le fac, partea de consult, cât mai au pe secție, dacă mai intră și în sala de operație sau... Deja nu mai spunem de cei care mai fac și policlinică. Deci, situația e... Volumul de muncă este mare. Volumul de muncă de asta spun, avem suficienți medici pentru a asigura toate astea, pentru că avem lume care s-a plâns și vă spun la modul foarte sincer. Aici nu vă reproșez dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți altă calitate acolo în spital, doar că sunt convins că într-un fel sau altul puteți atrage atenția asupra efectului la care fac referire. Avem lume care s-a plâns, merge la ușa medicului, deși programat și este chemat, vină la ora 8 dimineața, la ora 9. Programat și chemat. Asta o spun și o spun în cunoștință de cauză. Deși este chemat la ora la care medicul respectiv este conștient că are vizita de dimineață. Dar el cheamă la ora 8, la ora 9, timpul în care medicul oricum nu e acolo, e la vizită, își termină vizita, eventual, ori merge în sala de operație, ori merge pe secție, mai face ce mai face, cine știe ce. Și sunt oameni în vârstă care stau la ușa medicului până la ora 12, la 1, la 20. Oamenii aia tot insistă, știți, domnul medic. Acum să vă spun că neoficial și pe tot felul de surse auzim din spital, pentru că Rădăuțul e mic. Ne cunoaștem și cu pacienții, și cu angajații spitalului, și cu toată lumea. Și avem răspunsuri, să stea să aștepte, păi nu să stea să aștepte, că tu l-ai chemat, te cred și te înțeleg. Și sincer, de asta întreb, avem medici pentru că eu îi înțeleg că nu au cum să facă față volumului de muncă, nu au cum să fie permanent peste tot. Eu chiar îmi dau seama de aspectul ăsta. Problema mea este de ce avem comportamentul ăsta. Avem medici care s-au ajuns prea mult... prea sus de medici, ca să zic. Nu, hai să nu aducem la nivelul ăsta. Dar, e o problemă. Normarea medicilor se face după un act normativ. Deci nu am voie ca la privat, de exemplu, să angajez cât medici vreau eu, consider eu. Este o normare. Sunt limitat la numărul de medici. Nu pot să spun că acest număr e mic, e mare, e suficient, e suficient. Ne adaptăm exact și sperăm noi și noi încercăm să ne facem treaba bine. Că suntem mulți, că suntem puțini, să ne facem treaba bine. Asta se urmărește. Și spuneați că pleacă lumea la spital, la Suceava. Nu văd de ce. Poate pentru niște specialități sau consulturi care nu se pot face la Rădăuț. Nu văd de ce. Dar este dreptul asiguratului să-și aleagă medicul și unitatea și furnizorul de servicii medicale. Dar îi sfătuiesc că e mult mai bine să vină la Rădăuț. Așa îi sfătuiesc eu. Și tot personalul care, mult puțin care este, își face treaba. Poate că mai sunt și scăpări, nicio problemă. Că nu suntem roboți, toți suntem oameni. Bun. Absolut normal că sunt și scăpări. Și medicii sunt oameni și
deși nu-și dorește nimeni și nu se bucură nimeni, pot greși și ei. Sigur. Poate interveni și oboseala, poate interveni și stresul. Și e normal, la un moment dat, se întâmplă să greșească și ei. Când ne gândim la un medic și ne gândim la greșeala unui medic, ne gândim la viața unui om. Corect. Deci, trebuie făcut în așa fel încât medicul respectiv să aibă, să poată avea toate condițiile de muncă pentru a nu fi obosit, stresat, să aibă un volum de muncă sau să fie un medic alocat unui număr de pacienți în așa fel încât el să aibă acele 5 minute la un interval de să... Am înțeles, dar vedeți, asta nu depinde de noi. Nu depinde, asta este o problemă la nivel național. Deci nu depinde noi aceste, noi ne facem condițiile, ne le facem noi, să spunem, condițiile de muncă. Dar numărul, normarea, nu o stabilim noi. Se stabilește prin ordin de ministru, prin hotărâri de guvern. Pe chirurgie, câți medici avem la momentul ăsta? 5. 5 medici pe da. Chirurgie, din care câți asigură gărzi? Toți. Toți? Toți. Din câte știam, la un moment dat, unul, doi dintre medici parcă nu mai asigură. Doctorul Radu nu face, ortopedul nu face gărzi. Dar restul toți fac gărzi. Ceilalți medici bine, fac gărzi. Pe ortopedie nu mai întreb câți medici avem. Este unul singur. Unul singur? Da. Credeți că e suficient? Da. Nu este suficient, normal că merge la Suceava omul. Dar avem rezident. Da, da, merge omul la Suceava? Are dreptate să meargă la Suceava? Dacă merge la Suceava, merge pentru copii. Noi nu avem competențe pentru ortopedie pediatrică și chirurgie pediatrică. Am deci, înțeles, să fie dar clar. Fiind un singur medic ortoped, da. Care poate fi la momentul la spital sau poate nu e la momentul la spital. Are dreptate omul să meargă la Suceava? Dar asta nu înseamnă că un medic trebuie să stea, de exemplu, a fost luat în calcul ortopedia, trebuie să stea non-stop în spital. Nu, da, deci este linie de gardă, este linie de gardă pe secția chirurgie. Orice urgență care vine din punct de vedere ortopedic se internează și a doua zi dimineața este preluat de medic ortoped. Nici o problemă. Asta nu înseamnă că dacă este caz de ortopedie, eu trebuie să văd să am medic ortoped la orice oră când vreau eu. Nu există așa ceva. Este o linie de gardă pe chirurgie. Deci se poate prezenta. Și a doua zi este preluat de medic ortoped. Deci o problemă. Dar asta nu înseamnă că hai să... Știm pentru orice afecțiune să avem medic, hai să fim serioși. Știm că și domnul doctor de pe ortopedie e ori aproape, ori a depășit, ori aproape de pensie. Pe acolo. E pe acolo, da, nu? Ori da, se poate pensiona în orice moment. Da, 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 da. Ne paște riscul ăsta? Nu cred. Nu cred. Mai ales că trebuie tot la începutul anului avem rezident ortoped care trebuie să se prezinte la post. Am înțeles. Mi-aș dori să știm că mergem la spital în siguranță. Eu a spus că avem în jur de 20-30 de, da, de medici, de asistenți la concurs. Ăsta e un lucru extraordinar. Chiar e un lucru extraordinar pentru că știm bine să simțea un oarecare deficit în numărul personalului de medici. Au fost posturile blocate. De ce? Așa a fost de prin 2010 când a fost cu criza, s-a fost blocat posturile. În momentul când s-a trecut la Consiliul Local, a venit legea că puteam, dacă se vacanta un post anul ăsta, de exemplu, puteam scoate la concurs. Nu puteam să scot la concurs posturile deja vacante din urmă. Și conform unei adrese la Ministerul Sănătății și conform legii, comunitatea locală, Consiliul Local, are această putere de a debloca posturile. Și au fost deblocate. Bine, pe la solicitarea în ianuarie a fost deblocat. Cu interes sau fără, e bine că s-a deblocat. S-au deblocat și care acum au reușit să scoată la concurs. Cu interes sau fără, dar e bine că s-a deblocat. Asta e un lucru foarte bun. Și câte posturi s-au deblocat? Sau astea toate revin... Nu, noi am făcut mai multe solicitări. N-am exact cifra în față. Astea care s-au aprobat în prima fază, care erau, să spun, de strictă urgență. Urmează să scoatem și alte. Urmează. Vor mai fi posturi scoase la concurs? Sperăm că o să avem și un consiliu local. Aici e bine, dar știți că în condițiile actuale nu se știe când vom avea prea curând. Deci nu, solicitarea de posturi, statul de funcții, a fost aprobat de Consiliul Local, cu solicitările noastre. A fost
deci ele au fost aprobate. Urma să dea drumul la câte, deci statul de funcție a fost aprobat. Problema este ce posturi se scot la concurs, trebuie o nouă aprobare. Dar sperăm să fie bine. Sperăm să fie bine, dar toată lumea, știți cum e, speranța asta e cea mai apreciată, doamne. Da. Nu, hai să vedem așa. Da, nu, speranța moare ultima, asta e. Dacă se pune tot rău în față, nu se rezolvă nimic. Nu. Vrem să vedem partea bună a lucrurilor. De aceea purtăm discuțiile astea și încercăm să găsim unde e soluția, rezolvarea, să vedem, cum spuneam. Soluția, rezolvarea nu stă la noi. Toți sunt la nivel național. Acte normative, altceva. Ceva trebuie, dar nu depinde de noi. Noi facem tot ce ne stă în putință. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză, din nou. Luăm o scurtă pauză, după care revenim. În aceeași formulă, terminăm, spun eu, în ultima parte a emisiunii noastre, să terminăm subiectele, încercăm să epuizăm toate câte ne-au mai rămas în timpul scurt. Asta după pauza pe care am promis-o. Mulțumesc! Ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, suntem la Stop Cadru cu același invitat. Tratăm ultimele subiecte de pe lista noastră. Mai vrem să vorbim câte ceva despre codul de etică. Acolo am rămas la ieșirea din a doua parte a emisiunii. Și spre final, cât ne permite timpul, vorbim despre proiecte. În ce implică Spitalul Rădăuț, cum... Codul de etică. De acolo am rămas și cu ăla vreau să continuăm, apoi schimbăm subiectul. Deci în cadrul spitalului funcționează un consiliu de etică, care este format din 3 medici, 2 asistenți, aleși. Deci nu au fost numiți, au fost aleși prin exact sistem de votare. Deci au fost aleși, propuneri, candidaturi, 3 medici, 2 asistenți, consilierul juridic și un membru al asociațiilor de pacienți, care încă nu ne-a fost comunicat. Este să facem un registru pe județ al asociațiilor de pacienți. În fine, dar poate funcționa și fără acest reprezentant. Acesta are dezbate mai multe probleme. Asta o să facă subiectul unei emisiuni viitoare, fiindcă este mult de vorbit. Dar așa, pe scurt, în acest ordin care reglementează funcționarea Consiliului Etic, este și un chestionar care va fi dat pacienților. Un chestionar care este confidențial, iar pacienții la externare vor trebui să completeze acel chestionar, dacă doresc. Dacă doresc, deci nu este obligatoriu, sigur că da. Adică nu se condiționează eliberarea biletului de ieșire dacă n-ai completat chestionarul. Dar eu zic că este un lucru bun, fiindcă ne ajută și pe noi și pe ei. În sensul, noi analizând acel chestionar, vedem unde sunt problemele noastre. Cum am spus, este confidențial. Nu apare nume, nu apare nimic. Numai să bifeze. Nu trebuie să-și treacă nimeni numele acolo. Nu, e un lucru important, vă dați seama că foarte mult s-ar feri de... Sigur. Deci, nu. Iar chestionarul se referă exact strict la perioada cât a fost internat. Deci asta se referă numai la bolnavi internați. Numai la perioada cât a fost internat. Nu că și-a dus el aminte că acum 10 ani, nu știu ce mâncare se dădea sau cum se făcea. Nu. Exact strict la perioada cât a fost... La, stat acolo, da, sigur. Dar o să fac obiectul unei emisiuni următoare, fiindcă este mai mult de vorbit aici. Câte întrebări va cuprinde chestionarul? Sunt cam aproape 20. 20 de întrebări. Da, cam așa. Acum, da, cum spuneți dumneavoastră, vom discuta pe subiectul ăsta într-o altă emisiune. E un subiect interesant. Sigur. Un subiect foarte interesant, care ar da mult de gândit personalului angajat al spitalului. Îmi cer scuze, și eu am nevoie de servicii medicale. Da, spuneam că
vor da de gândit acele răspunsuri venite din partea pacienților pe formularul respectiv, vor da de gândit personalului angajat și mă refer aici de la... Sigur. De sus în jos, de la medici, da, la asistenți... Și până la poartă. La brancardier și portar. Sigur, da. Da. De când le vom vedea puse în practică? Noi acum lucrăm la tipărirea lor. După ce se tipăresc, se distribuie. Se distribuie la fiecare foaie. În regulă. Acum, întrebarea pentru a ne lămuri. Vor fi completate doar la momentul ieșirii din spital, adică, spun eu, cu o oră înainte de a ieși din spital, sau cât stă el internat acolo, are timp să completeze. Când deci, se internează, îl primește și ordinul nu precizează. Ordinul nu precizează. Este preferabil... important când primește el formularul. El îl primește la internare. Asta vreau. Dar el trebuie să-l depună la externare, în momentul externării. Am înțeles. Eu zic să nu se grăbească, că s-ar putea la un moment dat, pe perioada internării. Sunt convins că nu se va apuca nimeni chiar din, știți, prima oră să-l completeze. Sigur, doar că e bine, la, e bine să ai perioada de externare, să... Da, normal, în primele zile, măcar să citească acel chestionar, să vadă despre ce-i vorba. Da, corect. Și dacă vrea la să ce răspundă. Să fie atent. Și dacă vrea să răspundă. Corect. Acolo sunt pe chestionar, de ce sunt? Sunt trecute și drepturile și obligațiile pacienților. Sunt trecute din actele normative, sunt extrase, le citește, vezi ce drepturi are, ce obligații are și apoi urmează chestionarul propriu-zis. Deci, nu, eu zic că este un lucru bun, care ne ajută și pe noi. Consiliul Director a fost de acord cu chestionarul ăsta? Dar nu este vorba de comitet de director, este ordin de ministru, este obligatoriu. E obligatoriu. Sigur că da. Dar cum au privit angajații? Nu, i-au mai fost chestionare de satisfacția pacienților, au mai fost. Nu, în formatul ăsta. Dar au mai fost chestionare de, care s-au dat la pacienți pentru completare. Dar nu în formatul ăsta și cu întrebările astea care sunt acum. Să înțeleg că e un pic mai la obiect, așa, un pic mai dur chestionarul? Nu e mai dur, este să spun puțin mai multe variante de răspuns. Deci nu cu da, nu sau nu știu. Sunt mai multe variante de răspuns. Deci trebuie citit cu atenție fiecare. Da, îl vom discuta într-o emisiune următoare. Referitor la Consiliul Director. Zvonuri, rămâne la nivel de zvon sau concretizat încă nu, nu știm. Dar dumneavoastră, dacă ne puteți confirma... Nu vreau să comentez acum, în momentul avem ăsta. Avem o demisie dintr-o funcție destul de importantă, directorul medical. A fost depusă demisia? Este înregistrată la unitate, dar încă n-a fost pusă în discuția Consiliului de Administrație. Care Consiliul de Administrație va fi... se concretizează sau sigur, nu, pentru că sigur, urmează acea... Sigur, sigur. Întrunire. De-aia n-am vrut să... Nu, de asta am spus, nu spunem dacă se concretizează sau nu, așteptăm răspunsul, da, cum spuneți dumneavoastră, luni, doar întrebam dacă se confirmă depunerea, da, în scriere. Da, da, da. Am înțeles. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vorbim despre proiecte. Proiecte, de avem proiecte în desfășurare cu Spitalul Municipal? În desfășurare nu avem niște proiecte, am să vă explic, ca să revin la o discuție anterioară. De ce pleacă lumea în alt, la alt spital? Fiindcă bună aici, întrebare, dacă aveți răspunsul. Nu, asta este normal în lege, orice om are dreptul să-și aleagă medicul și furnizorul de servicii. Dar părerea mea este că vine la Rădăuț, fiindcă avem condiții. Deci secția de obstetrică, neonatologie, a fost reabilitată prin Banca Mondială. Este la nivel occidental. Secția de chirurgie a fost reabilitată, trei sferturi, fiindcă totuși în spital nu putem opri activitatea. Urmează acum, în prim, așa, ambulatorul a fost reabilitat, este computer tomograf, da, la Rădăuț, care în oricare spital își poate permite un computer tomograf. E adevărat, dar, bun, vă las să continuați și comentez eu. Urmează acum, ca prioritate, reabilitarea secției de anestezie și terapie intensivă. Asta este prioritară, fiindcă în locația care există nu îndeplinește condițiile de circuite. Și avem un proiect depus, avem un proiectant să ne facă proiectul, să-l vedem și urmează să găsim sursa de finanțare. Am luat legătura cu mai multe firme de consultanță, fiindcă pe fonduri europene
Nu ne încadrăm. Fondurile europene se referă tot. Anul ăsta numai la compartimente primiri urgență, unități de primiri urgență din spitale regionale, din spitale de urgență, reabilitarea ambulatorului, care noi deja l-avem, și să găsim altă sursă. Am niște informații, nu vreau să comentez acum, când nu știu nimic sigur, în care să obținem finanțarea asta pentru această o mansardare și în care să facem un circuit al secției de ATI. Și încet, încet, vrem să facem toate secțiile să arate cum arată secția chirurgiei. Avem partea de spitalul vechi. Acolo este mai complicat, fiindcă clădirea la spitalul vechi este unitate de patrimoniu. Nu avem voie să modificăm prea mult. Trebuie de interes local. Deci clădirea de patrimoniu de interes local. Dar încet, încet se fac toate, v-am spus. Da, din câte am înțeles, acolo erau anumite spații care se puteau modifica destinația și deconstruite, efectiv, în curtea respectivă sau în zona respectivă, alte spații care să servească. Nu. Este secția psihiatriei care nu face obiectul clădirii de interes de patrimoniu. Acolo se pot interveni. Acolo se poate interveni, sigur că da. Urmează clădirea centrală, unde sunt cele două secții. Aia, despre această clădire este vorba, cu de patrimoniu. Nu putem modifica prea mult la structură. Legislația actuală prevede anumite circuite care nu se prea pot face în acea clădire. Le facem și noi cum putem. Dar, așa cum am mai spus, noi vrem să facem, să renovăm toate secțiile. Toate să le facem la nivel. Problema este că totuși este spital, nu putem opri activitatea. O putem restrânge. Și de-aia durează să face pe rând. Sunt anumite circuite, sunt anumite reguli de respectat, care nu se pot face. Normal că fiecare vrea, domnule, eu vreau și eu acum, vreau și eu acum, vreau și eu acum. Nu putem închide, spunem, gata, stop, reabilităm tot și dăm drum. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie puțină înțelegere și puțină răbdare. Pe interesul vremuri, nostru este să... Pe alte vremuri se discuta despre înființarea unei secții de oncologie. Mai sunt șanse la Rădăuți? Nu, era vorba de, din câte știu eu, din câte știu eu pentru un medic oncolog, dar îl avem ca rezident. Este ca rezident și trebuie să se prezinte la post. Deci acest medic nu așa o secție de oncologie, ci o secție de îngrijiri paliative. La asta cred că vă refereați, nu secție de oncologie. Păi, nu știu. Îngrijiri paliative. Momentan nu poți să deschizi o secție de îngrijiri paliative dacă nu ai medic. Noi avem medic rezident. Nu știu exact în ce an, dar este medic rezident cu post, adică la spitalul Rădăuți. Acum 2-3 ani. Da, nu. Și am luat legătura cu dumneavoastră și a spus că vine la Rădăuți când termină. Deci nu are gânduri să spun de plecare sau când termină vine la Rădăuți. Am înțeles. Bun, alte proiecte. Pe ce? Sperăm ca săptămâna viitoare să finalizăm cu blocul de locuințe. Am ajuns și la blocul de locuințe. S-a făcut o comisie, s-a făcut o listă de punctaj, cererile sunt mai puține decât numărul de apartamente. Încercăm săptămâna viitoare. Aceeași problemă nu are cine semna contractele. Problema este că, din câte am discutat, să facem un proces verbal de predare a locuinței, ca fiecare să-și poată și amenajeze, să-și aducă o mobilă, să poată locui. Ulterior trebuie să rezolve o dată și o dată, cineva trebuie să semneze. Deci, și să începem de săptămâna viitoare să vedem cum luăm legătura cu medicii rezidenți care sunt în centre universitare, să prezinte, să le rămânăm cheile. Da. Avem, ați spus, mai puține cereri decât apartamente. Sunt 17 cereri, în momentul de față 17 sau 18 și sunt 24 de apartamente. Cu ce rămase ce se întâmplă? Alea rămân la dispoziție. Urmează, de exemplu, dacă mai vin și alți medici. Să dea domn. Aia e. Nu, asta e un lucru bun cu apartamentul. Fiindcă fiecare rezident care vine spune, dar unde stau? Plătesc chirie. Și așa salariul e mic. Mai plătesc și chirie. E o realitate. Așa se spune. Bun. Deci, încet, încet se rezolvă. Nu e nicio problemă. Dar vrem acele apartamente care rămân să fie foarte clar. Destinația și adresa de la ANL este clar numai pentru medici. Nu pentru altceva. Am înțeles. Deci, nicio altă specialitate. Numai pentru medici. Atât. Secțiile, a spus, din punct de vedere medical, a personalului, din punct de vedere a aparaturii și tehnic vorbind, cum stăm secțiile? Un var s-a mai dat, un bec s-a mai schimbat. Nu. Cum stăm cu aparatura? Este aparatură, eu zic că este. Și în ambulator este, fiindcă a fost acel program european, pe obstetrică și pe neonatologie.
și mai ales la secția de nou-născuți, incubatoarele și toate, sunt, este pe programul european și, în general, aparatură este. Problema este să se și lucreze pe ele. Și se lucrează pe ele? Se lucrează. Aveți specialiști pe fiecare? Sigur, da, da, că altfel nu se lua. Nu avea niciun sens să luăm un aparat în care să ne uităm la el. Hai să fim realiști. În țară avem sute de exemple cu spitale care au făcut tot felul de achiziții. Avem la spitalul Rădăuț aparatură care stă undeva prin nu. O magazie, un beci? Nu, mai ales că cele aduse prin fonduri europene tot timpul sunt controlate. Deci suntem monitorizați 5 ani de zile, vin comisii care monitorizează. Nu avem nicăieri niciun fel de aparatură care stă degeaba, se degradează pe undeva Totul e funcțional. Totul este funcțional. Și spuneți că pe fiecare aparat de asta avem specialist care... Pe un singur aparat nu este, dar putem să facem, am încercat să facem un contract de prestări servicii pe mamografii, că doctorul Vârlan a ieșit la pensie și era singurul cu competență în mamografii. Am înțeles. Dar nicio problemă, am și vorbit, se va rezolva, da. De când? Am vorbit, depinde când dorește persoana, tot așa, pe prestări servicii, să fie pentru mamografii. Păi, bine, dar în momentul în care ați purtat discuții cu persoana respectivă... Persoana este angajată și să vadă în funcție de timpul liber unde are norma de bază. Nu poate să-l lasă serviciu, să-și facă un program. Da, lucru care ar trebui clarificat într-un fel sau altul, pentru că ar trebui să știm și noi când, cum putem apela ținem la astfel de servicii. Foarte interesant, acum o să, nu știu, am să mă iau direct de dumneavoastră. Nu o luați personal, cred că Spitalul Rădăuț și treaba asta ar trebui să vină de undeva, de la conducere și de la manager. O spun și numele, o las personal, mă iau acum direct de dumneavoastră. Cred că e nevoie de o colaborare mult mai strânsă cu media în general. Nu mă refer la Telenor în mod special, deși mi-ar place lucrul ăsta. Pentru că, vedeți dumneavoastră, fiecare situație dificilă, de oriunde, acum face referire la Spitalul Rădăuț, dar de oriunde o situație dificilă se aude și are rezonanță în media. Media încearcă să vină cu răspunsuri pe care de cele mai multe ori nu le obține, lucru care trezește suspiciune și ridică semne de întrebare. În ceea ce privește, cum am discutat cu dumneavoastră, situația cadrelor medicale. Orașul, cetățeni, la modul general, vorbesc. E acolo să vezi cum e, să vezi acolo cum e. Lucru care se poate lămuri foarte simplu printr-un comunicat, printr-o discuție, printr-o... Mergem noi la dumneavoastră, veniți dumneavoastră la noi. Lucru care se poate aduce la cunoștința publicului și lumea poate înțelege realitatea și se liniștește, pentru că rădăuțeanul își pune un semn de întrebare. De ce plătesc taxe? De ce nu avem? Ei, uite, nu e chiar așa dramatică treaba. Sau, cum spuneți dumneavoastră, la momentul ăsta nu avem un specialist pe mamograf. Dar va veni. Cum și pe alte secții nu avem specialist, poate, în momentul ăsta. Sau avem un singur specialist și programul e redus. De la data cutare, lucrurile astea ar trebui mediatizate foarte intens, ca lumea să știe, nu să stea stresată, băi, oricum acolo nu avem specialist sau avem unul care și ăla e mega ocupat, eu nu mă duc să stau la ușele ăla, să mă țină de dimineață până seara, mai bine mă duc la Suceava. Ei, ori, ținând o legătură strânsă cu presa, da, stați, domnule, uite, a fost unul singur, nu făcea față, am mai adus încă doi. Spuneați dumneavoastră, pe interne, vine de la mijlocul lumai, deja un pic problema se diminuează, pentru că dacă până acum stăteau de la 8 la 12 la ușă, stau numai până la 10, că jumate îi preia celălalt. Sau tot felul de situații. Mai spuneți că din ianuarie vine, dacă se mai scoate la concurs postul domnului Mitri. Dar astea toate sunt lucruri care trebuie spuse populației ca omul să înțeleagă. Și nu, mă repet, nu mi-o luați în nume de rău, dar lucrul ăsta trebuie spus tot timpul celor de acasă.
Măi oameni, uite și cu cardul de sănătate cum e, uite cum e și cu medicul, uite de ce avem sau de ce nu avem. Pentru că, da, trebuie să recunoaștem când nu avem. E o stare, de fapt, a lucrurilor, e o realitate, vorbim despre asta. Inclusiv posturile scoase la concurs. Haideți să le vedem. Uite, Tele 9 oferă șansa de a anunța posturile scoase la concurs, pentru că sunt persoane care își caută loc de muncă și nu au ocazia să treacă prin fața spitalului, să uite pe ușa de acolo și să zică, da mă, uite, era post și naștere. Ce vreau să vă spun, anunțurile astea pentru angajări, scoate post la concurs, automat se face adresă și la agenția și la șomaș. Deci șomajul știe ce posturi se scot la concurs. Așa este, dar știți bine că pe la agenția de șomaj nu trec, nu trece toată lumea. Dar au fost anunțați. Mai mult de atât, la agenția de șomaj, la agenția de plasare a forței de muncă, că mi s-a atras atenția foarte mult, a fost doamna directoare aici și mi s-a atras atenția mult, pe acolo trec cei care au acele 6 luni, perioada în care, după care nu mai au nici un interes să treacă pe acolo, doar dacă într-adevăr merge să se intereseze de un loc de muncă, dar dacă nu, ei, poate trece perioada anunțată a posturilor de muncă, a concursului și nu au știut și a rămas în aer toată treaba. Acum hai să fim serioși, dacă este un asistent medical, da? Dar unde poate să-și găsească un nou loc de muncă? De la spital, da? Da, ei, dar mai trece periodic, Întreabă la spital în ianuarie, întreabă la spital în martie, încă nu e deblocat, încă nu știm, da, a trecut da, se aude. Anunțul. El a întrebat în martie. Se face cu 20 de zile înainte să afișează. 20 de zile e suficient dacă se face o mediatizare intensă. Dacă nu, credeți-mă, 20 de zile... Deci cine are interes? Mai ales vorbeam de cadrele medicale. Da, corect. Deci numai acolo. Mă duc, mă mai interesez. Nu se poate să spun... Când au fost, când s-au organizat sau când nu s-au organizat. Când s-au organizat, cine are interes? Și eu văd că lumea vine. Și se aude, se vorbește. Acum, ce să spun? Da, în continuare, rămân la părerea mea, nu am să fac un pas înapoi, pentru că așa consider. Recomand o relație mai strânsă cu... Nu o luați așa ca o nevoință. Poate a fost de lipsă de timp. Poate și de lipsă de timp. A spus-o și la început, cel mai ocupat manager din... Poate și de lipsă de timp. Da. Vă urăm mult succes în continuare. Mulțumim. Vă dorim ca tot ceea ce v-ați propus să fie realizat cu succes. În continuare am să recomand celui mai ocupat manager din toate timpurile de la din Rădăuț și mai ales de la Spitalul Rădăuț să își fac timp și pentru noi, că noi suntem cei care încercăm să dăm răspunsurile celor de acasă. Noi încercăm să oferim adevărul celor care nu au posibilitatea să-l cunoască altfel. Așa că vom bate permanent la ușa dumneavoastră pentru a obține un răspuns. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc și recomand tuturor celor care beneficiari al serviciilor noastre să apeleze cu încredere că tot personalul de la Spitalul Rădăuț face tot ce stă în putință spre binele lor. Dacă este spre binele lor, este și spre binele nostru. Promitem că vom lansa o altă invitație în care sperăm să discutăm atunci mai mult despre acele formulare. Da, sigur. Venite de la Consiliul de Etică. Da, da. Vom vrea să le analizăm puțin pentru că sună foarte interesant ceea ce subiectul pe care l-ați deschis dumneavoastră, dar asta într-o altă emisiune. Spuneam eu când o să lansez invitația și dumneavoastră mi-ați promis că veți veni și veți răspunde pozitiv. Celor de acasă, mulțumim că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de Tele 9 și de emisiunile oferite de noi. Până la o următoare reîntâlnire, nu vă pot ura decât o seară frumoasă și nu uitați, indiferent de vremea de afară, soare în suflet, la revedere!